Pentru Ion Marin, ședința de Consiliu de ieri a fost și ultima. Într-o postare făcută pe contul său de Facebook, fostul comandant al IPJ Buzău și-a anunțat decizia de a renunța la partid, implicit la funcția de ales local. Astăzi, urmare unor probleme de ordin personal, am decis irevocabil să îmi dau demisia din PMP, implicit din funcția de consilier local municipal. Am o rugăminte, nu asociați politica cu decizia mea. E o știre pentru prietenii virtuali. Ne revedem peste câtva timp. La câteva ore după această postare, Ion Marin a revenit cu un mesaj postat tot pe rețeaua de socializare, urmare a numeroaselor reacții primite în spațiul virtual. M-am săturat de tot și de toate. Prefer să mă retrag și să-mi trăiesc viața așa cum consider. Ca persoană publică ești sub lupă. Focalizarea te arde sau amână verdictul. Viața de familie nu merită sacrificată. Ne revedem când îmi revin. Dacă... Ion Marin a devenit consilier local al PMP la alegerile locale din vara trecută. A avut mereu o relație tensionată cu șefii organizației județene. De altfel, în toamnă, conducerea filialei a decis excluderea din partida lui Marin, acuzat că ar fi omul primarului Constantin Toma și că nu face o opoziție constructivă la ședințele de consiliu. Decizia de la Buzău nu a fost confirmată de forurile de la București. Tot în toamnă, Marin s-a înscris la concursul pentru funcția de director al poliției locale, însă, între timp, primăria a hotărât să nu mai organizeze examenul, după ce noua organigramă a Palatului Comunal a fost suspendată de tribunal. În locul lui Ion Marin, PMP urmează să desemneze un alt reprezentant în Consiliul Local Municipal.